Mă numesc George Ghidoană din comuna Slobozia Conachii și am vârsta de 59 de ani. Am plecat pe 60. Bună ziua! Sunt doamna Tudorița din comuna Slobozia Conachii, am 56 de ani. Ce vreau să vă spun, un caz incredibil. Soția mea, suntem căsătoriți de aproape 40 de ani. De 32 de ani, o boală care nimeni nu i-a dat de capăt până acum, până când am descoperit zeolitul. 32 de ani a vomitat un suc din ăsta galben, așa, câte 3-4 zile. 3-4 zile vomita, o săptămână nu mânca, nu-i trebuia nimic și dureri de cap groaznice. Am fost, cred că, la 100 de doctori și spitale, peste tot, nu i-am dat de leac. Toți îmi spuneau că va rămâne cu această boală, cu dureri de cap, cu vărsături enorme. Am trecut și eu, și copiii mei, și părinții noștri, nu știam, prin mari greutăți cu ea, nu știam dacă o face bine. Am salvat-o, vreau să vă spun, de 3 ori de la moarte și am ghițit limba de durerile de cap care le avea. Dar totuși am luptat și am zis că dau de leacul de boala asta care o avea, nimeni nu știa. Am fost la București și la București, la Fundeni, și a venit acasă și a vomitat și mi-a spus că e normal. Am urmărit pe la televizor peste tot și am văzut la televizor, la OTV, pe doamna doctor Olaru și a vorbit de zeolit. Vreau să vă spun că din clipa care am văzut că doamna doctor a zis de zeolit, ce proprietăți are și ce minuni, de atunci m-am hotărât cu soția să luăm zeolit. Nu era încrezătoare în zeolitea când am auzit. Doamna doctor mi-a spus că este foarte bun, l-a recomandat și am luat eu primul. Mi-a făcut o purificare a organismului din cap până în picioare. Toate analizele mi-au ieșit bune și mă simt extraordinar de bine. Și când am luat eu, după aia i-am luat și soții. Doamna doctor a spus ea zeolit cu ceai de curșin și după aia cu ceai de roiniță. Vreau să vă spun că în 2 luni și jumătate, dar după nicio lună de zile, n-am mai vomitat. După 2 luni și jumătate a născut, are altă viață. Zicea că moare, că nu-i mai trebuie nimic. Acum ultima dată vomitat din 2 în 2 săptămâni. Nu știam ce să mai facem, dar când am descoperit zeolitul, și pe doamna doctor Olaru să-i dea Dumnezeu sănătate și la toți colaboratorii care e și ne-a îndrumat să luăm zeolit, vă spun că ne simțim extraordinar. Mai ales soția, uitați, este lângă mine, se simte foarte bine. Îl recomand la toți zeolitul și vă faceți bine de orice. Din cap până în picioare vă face o purificare a organismului și spuneți că sunteți noi născuți. Ce să vă mai spun? Aveți încredere și dacă nu veniți la mine, la George Ghidoană, la Slobozia Conachii, și vă demonstrez și soția la fel, zeolitul care îl luăm, care este dintr-o rocă, și vă explic după aia doamna doctor Olaru, care are toate proprietățile și vă uitați la televizor pe OTV, miercurea, când vorbește doamna doctor sau domnul doctor. Soția se simte foarte bine, este bine, mănâncă... O altă viață, foarte bine mă simt. De când urmez zeolitul.